Bine v-am regăsit aici la Poveștile Românilor din Scoția. Ioana Brușten sunt eu și astăzi povestesc cu Ciprian Ursache. Ciprian, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cu plăcere, oricând. Ciprian a venit în Scoția de multă vreme deja, s-au făcut vreo 10 ani, dacă bine știu eu. A început de la munca de jos, în construcții, pe șantiere, a urcat pas cu pas, a ajuns să aibă acum două firme de contabilitate, două cabinete, două, cum să le spun, Ciprian? Birouri de contabilitate. Birouri, nu vezi, două birouri de contabilitate, dar, din ceea ce spune el, cel mai mult și mai mult are la inimă activitatea de charity, activitatea de caritate pe care o face în beneficiul copiilor cu posibilități reduse, cu probleme, mai necăjiți din România. Și nici nu știu, în ce ordine vrei să vorbim, Ciprian, despre toate astea? Întâi și întâi, cred că aș vrea să te întreb cum se face că ai ajuns în Scoția. Am ajuns din dorința de a putea face mai multe și să fac un fel de pariu cu mine că pot mai mult și a trebuit să-mi dovedesc. Și am avut ocazia să ajung în Marea Britanie, nu în primul rând în Scoția, nu credeam că am să ajung până aici, dar norocul, aș putea să zic, da? Că am avut și noroc în viață și cred că o să am în continuare. M-am făcut să ajung aici în Scoția și mi-a plăcut foarte mult pentru că mă apropie și de România un pic. Prin ce? Anglia, partea de sud Angliei mi se pare un pic mai rece, oamenii mai reci. Cel puțin aici în Scoția, oamenii sunt mai calzi, contrar vremii care o au ei, dar compensează și ei cum pot, da, vremea. Da, adică aici sunt oameni care se văd poate pentru prima dată și îți opresc să discute, nu e o problemă, adică și chiar și când în drum spre muncă, dacă mă întâlnesc, să zicem, cu oameni, nu le-aș spune vecini, dar care ne vedem oarecum mai des, să zicem, ok, stau la o anumită distanță de unde locuiesc eu și ne mai vedem dintreacăt așa, fără să discutăm, dar surprinzător că ei te salută, știi, și se pare un pic mai prietenoși. Mai prietenoși, da? Așa, pe când cât am stat în Londra, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva, parcă lumea te respinge ceilalți, nu te cunosc, nici nu te salut. Dar aici omul călduros oricând se poate discuta cu un străin, nu-i o ofensă, nu-i nimic. Am Dar înțeleg. Sunt într-adevăr mai prietenoși și sunt mai aproape de felul nostru de a fi românilor, cu toate că lumea tot spune că scoțienii sunt așa cum sunt, dar cel puțin pentru mine sunt mai omenoși. Poate că spune lumea care nu-i cunoaște, pentru că din tot ceea ce am auzit eu de la oamenii care stau de niște ani deja aici în Scoția, au fost aproape exclusiv cuvinte bune și cuvinte de laudă și de apreciere la adresa scoțienilor. Poate că priviți din afară, ei transmit altceva decât sunt de fapt și de aici această altfel de reputație decât sunt în realitate. Am contact cu destul de multe persoane de tot felul, și români, și scoțieni, și, mă rog, da, din ceea ce fac eu. Și scoțienii mi s-au părut întotdeauna corecți. Poate n-am dat eu de cei ciudați, ca să zic așa, dar am avut de-a face doar cu oameni în mare parte, chiar mare parte, oameni corecți și asta m-a făcut să-mi placă Scoția și mai mult. Aici și o țară foarte frumoasă. Așa este. E foarte frumoasă, da. Și aici unde stai eu în Aberdeen sunt zonele din jur, chiar și orașul are niște zone oarecum care aduc de România. Mi-aduc aminte de România.
Am înțeles. Spune-mi, ai putea să zici că ai câștigat pariul acela pus cu tine însuți când ai plecat Da, în pace? da, da, da. Chiar, Înseamnă chiar că mai a fost mult o decât alegere atât. corectă. Da, da. Ai lucrat pe șantiere, în construcții, lucrezi în contabilitate și totuși spui că cel mai mult și mai mult ții la activitatea de caritate, pe care evident o faci voluntar. Da, corect. Cel mai mult îmi dă satisfacție atunci când ajut pe cineva care nu se așteaptă să fie ajutat. Pentru că noi vrem să ajutăm copiii care au, să zicem, oarecum șansa a doua de reușit în viață. Pentru că nu vin dintr-un mediu în care să aibă șanse de reușită, să se poată ajuta singur. Trebuie să ajutat. Și atunci când dai o șansă unui copil, îi dai o mână de ajutor unui copil care nu se așteaptă și îi vezi recunoștința în ochii lui, se merită de 100%. E un sentiment care n-am crezut că l-aș putea simți bucuria când ajut un copil. Nu... Deci nu trebuie să-ți spună mulțumesc sau că sunt unii care au viața atât de grea încât nici nefiind ajutați, neștiind ce înseamnă ajutorul, nici nu sunt obișnuiți să spună mulțumesc, pentru că lumea îi arată cu degetul, nu-i ajută. Am înțeles. Am intrat în case la anumite familii și le-am dus jucării. Copiii nici măcar nu mai știau să se uite în jurul lor, erau captivați de jucării. M-au surprins reacția lor. Nu mă așteptam. Cred că ajunge să-ți rupă sufletul la un moment dat imaginile de genul ăsta. Când vezi copii nu care atunci... n-au avut parte de lucruri atât de obișnuite pentru un copil în mod normal. Da, surprinzător. Atunci, pe moment, nu simți... durerea din ochii lor pe moment, că atunci imediat cum ai văzut, le-ai dat ceva, copiii sunt veseli. Și vezi cu fața zâmbitoare, vezi lumina din ochii lor, bucuria, și te atrage în momentul respectiv. Îți alungă sentimentul de care te copleșește când vezi un copil pe care nu-l poți ajuta. Da. Când vrei să ajuți și nu poți, atunci, bine, poate pentru unii nu e atât de important, dar nu pot să stau, e foarte, foarte, foarte greu să nu ajut pe cineva, mai ales copii. Și atunci când intri într-o casă în care te gândești cum poți să reziste copiii, cum poți să trăiască copiii respectivi și le dai niște jucării care pentru noi poate sunt nimica toată, pentru ei înseamnă foarte, foarte mult. Cu siguranță. Probabil că asta a fost această nevoie de a da, de a oferi, de a întinde o mână, a fost ideea care a stat la baza înființării grupului din care faci tu parte. Da. Și noi, având... da. Noi având aici destul de multe resurse pentru a ajuta, noi trebuie doar să vrem, că de putut putem cu siguranță. Și... oricine poate să ajute un copil, cel puțin să meargă la școală. La noi în România, cu, să zicem, 100 de lire, a echipat un copil pentru școală. Decent, nu haine de lux sau ceva, dar ca să poată să meargă la școală. Nu e o mare sumă pentru noi, dar pentru el înseamnă accesul la școală. Așa este. Ciprian, adică cum funcționați voi? Cum lucrați aici? Cum funcționează acest grup de charity? Până acum l-am avut doar ca un grup ad hoc între noi făcut, da? Avem o pagină de Facebook, Help the Children of Romania. Avem însă, acum o să mergem mai departe și facem
în ce are te înființat legal, avem dosarul în actele în lucru și sperăm de pe o zi pe alta să primim confirmarea pentru înființarea charity-ului legal și să fim Romanian Scottish Charity. Foarte bine. Asta este partea, ca să fie tot în regulă, este foarte important, da, pentru voi, dar practic, cum organizați activitatea efectiv? Cum ajung donațiile voastre la copiii din România? Cum alegeți copiii către care le direcționați? Neavând persoane în momentul de față care se caute familiile nevoiașe în România, să fie cineva dedicat din grupul nostru, partea a grupului nostru de charity. Toți voluntari. Se caute, da, voluntari. Ne direcționăm eforturile spre cei care ajută pe alții. Că sunt grupuri în România care ajută copiii să ajungă să aibă nevoie de tot ce au ei nevoie pentru școală, în primul rând. Și familiile nevoiașe. Colaborăm în momentul de față cu preotul Dan Damaschin din Iași. Chiar la el zilele astea au ajuns un transport de donații. Firma cu care colaborăm pentru transport, Cabri Tour LTD, care fac de foarte mult timp transport Anglia, Marea Britanie, iau de pe toată Marea Britanie pachete și trimit în România. Ei s-au oferit să ne ajute ori de câte ori avem nevoie cu transportul donațiilor. Ne le ridică de la sediul nostru din Aberdeen și le trimit în România unde avem noi nevoie. Din câte știu, o faceți constant. Aveți o ritmicitate în aceste drumuri. Trimiteți lunar, da, sau cum? Nu chiar lunar. Încercăm pe cât mai mult posibil. În ultimul timp, ținând cont cu pandemia de coronavirus, nu se mai poate circula atât de mult. Da. A fost mai greu. Trimitem la câteva luni, dar sperăm pe viitor să fie ceva constant, să avem o colaborare cât mai apropiată cu cei din România. Noi mai avem câțiva care ne mai contactează din când în când, când mai văd anumite cazuri care sunt oarecum particulare, nu sunt adică particulare, mult spus, de care nu se mediatizează și nu-i știe. Și poate nu ajunge atenția oamenilor, da, la ei, da. Exact, da. Am ajutat acum înainte de Crăciun o familie, nu aveau lemne pentru foc și erau într-o stare destul de rea și le-am mai trimis și bani și îmbrăcăminte pentru copii. Uh-huh. Asta de ce am auzit din ce am contactat noi din cunoștințele noastre, nu e ceva ce s-a mediatizat, da, online, da? Dar mai sunt și cazuri care apar, ce aflăm punem de dezbatem în grupul nostru și ne direcționăm. Alegeți destinatari. Exact, exact. Cum, da, procedați cei de aici din Scoția, cei care vor să se implice în aceste activități, donează bani de obicei și voi cumpărați diferite lucruri sau le trimiteți bani celor de acasă să se descurce ei? În mare parte până acum s-au donat haine și jucării, bani încă mai puțin. Uh-huh. Dar noi mai facem și activități de charity. Acum de Crăciun noi am făcut ornamente, grupul nostru a făcut ornamente pentru Crăciun și le-am vândut în niște magazine aici în Scoția, unul în Aberdeen și în Glasgow, la două magazine românești și chiar s-au ridicat și de acolo fonduri care toate le-am am strâns bani și i-am trimis în România la cazurile care le urmărim noi în mare parte. Mi-a plăcut cum spuneai tu la un moment dat că o societate, un popor trebuie să fie
educat ca să ajungă să fie civilizat. Știi asta apropo de ideea că echipezi niște copii care nu au posibilități, sunt atât de săraci încât nu au mai nimic, ca să-i trimiți la școală. Da, păi fără educație nu reușești în viață. Trăim în mileniu 3 și știm, educația diferențiază și dacă nu le dăm o șansă la educație, atunci și noi suntem de vină, că degeaba îi arătăm pe ei, vai, uite cum sunt copiii ăia, cum se îmbracă sau ce educație primesc acasă, că nu e vina lor. Noi trebuie, cei care știm că putem să-i ajutăm, avem datoria de a-i ajuta. Îi ajutăm pe copiii noștri, că e datoria noastră. Dar atunci când ajuți pe cineva care nu ești obligat, dar pentru că vrei din inimă, atunci mulțumirea sufletească e mult mai bună și te simți altfel. Visurile tale legate de educație sunt mari, pentru că eu știu că tu ți-ai dori să faci mai mult decât atât, mai mult decât acest sprijin oferit copiilor amărâți și săraci și să încerci să-i ajut să le dai câte ceva din ce le lipsește și să ajungă să meargă la școală. Tu ai vrea să faci mai mult decât atât în România. Da, visul meu și s-a înfiripat în timp. Și mi s-a fixat în minte ca un scop pentru mine, da? Cum am spus că am fost chiar personal și am dus donații în anumite familii și am văzut cazuri și cazuri de familii dezbinate, copii cu tot cu mame care sunt alungați de acasă, nu au unde să stea, poate că... Cazuri și cazuri. Știm cum e viața în România și nu-i ajută nimeni. Nu-i ajută nimeni. Ridicate încă în România, da. Da, da. Visul meu e să ajungem să facem într-o zonă, avem noi posibilitatea, să facem case pentru copii. Pentru copii și pentru familii dezbinate și pentru cei care au grijă de copii respectivi. Un copil, oricât ar fi el, dacă ar avea tot ce trebuie, dacă nu are cel puțin unul din părinți aproape, e greu de... Așa. Să-l ajuți, că lipsește. Nu știu ce înseamnă mama pentru un copil, că am 3 copii și știu cum... Da, mulțumesc. Oricât de mult aș sta... Eu cu ei, copiii tot la mamă trag și încerc să-mi canalizez ajutoarele atât cât putem și sper să reușim, că dacă nu vrem, sigur nu o să reușim, dar cu siguranță vom putea. Când nu mă las, când dau de greu, atunci mă ambiționez mai mult și îmi dovedesc că se poate. Asta e încă un pariu, înțeleg. E al doilea pariu. Uh-huh. Al doilea pariu, da. Primul a fost să vin în UK, al doilea e să fac ceva înapoi, să dau înapoi României din ceea ce m-a învățat. Pentru că cum reacționează oamenii, Ciprian, la acest gen de acțiuni, la ceea ce faci tu? Empatizează, reacționează la poveștile astea legate de copii care sunt mai puțin favorizați sau de-a dreptul defavorizați, se adună în jurul tău. Noi românii nu avem o tradiție extraordinară în ceea ce înseamnă voluntariatul. Da, într-adevăr, la noi charity e oarecum la început. Foarte mulți din care am luat legătura într-un fel sau altul au spus că hai ajutăm. Sigur, mare parte am fost plăcut surprins în mare parte de reacția lor și știu cu siguranță că vom avea susținerea celor din jur și vom reuși mult mai mult față de ceea ce am reușit până în momentul de față. În general, copiii moaie prima tuturor, știi? Da, da, corect, da. Și
oricui îi sugerez să meargă la o familie necăjită și pur și simplu să le dea ceva. Ce pot ei? Da? Mult, puțin, nu contează. Și în momentul ăla o să vadă cam sentimentul pe care ți lasă un copil când îți încălzești inima. Pentru că veselia unui copil e căldura părinților, practic. Spune-mi, timp fizic ca să te ocupi de toate astea, ai pe lângă ceea ce înseamnă birourile de contabilitate, copiii de acasă? Viața noastră se desfășoară într-un ritm suficient de alert încât să ne plângem de cele mai multe ori că n-avem timp, n-avem timp. Bunele intenții sunt categoric acolo, dar ai și cum să te ocupi de toate astea? Teoretic nu am timp, pentru că lucrez destul de mult, dar trebuie să-mi fac timp. Și oricând pot să-mi rup un pic de timp din munca mea, sunt dispus să las câteva ore pe zi sau, depinde când e nevoie, sunt prezent, oricând. Cred că ai nevoie de ajutor cât se poate pe lângă tine, așa că cred că poate poți să spui o pagină de Facebook, să o anunțăm, sau cei care ne aud, ne văd și poate ar vrea să intervină, da, să știe cum să te găsească. Da, avem în momentul de față pagina de Facebook Help the Children of Romania, care va fi transformată în Romanian Scottish Charity odată ce avem actele de înființare a charity-ului. Acolo ne punem noi toată activitatea care o avem până acum, proiectele ce avem noi în viitor, ce vrem să facem, și tot acolo postăm cazuri pe care și alții, nu numai decât din grupul nostru de contact în charity, poate și alții care vor să ajute, promovăm și pe alții care fac același lucru ca și noi. Deci, cel mai bine când colaborăm. Categoric. Pur și simplu, dacă sunt oameni care vor să vi se alăture, dacă vă scriu pe pagina de Facebook, puteți lua legătura și să stabiliți cum ați putea face diverse lucruri împreună. Da, sigur, sigur. Și întotdeauna așteptăm sugestii, poate mai sunt unii care vin cu idei. Uh-huh. Și de ce nu, idei bune. Sigur, sau poate, și cum spuneai tu, cazuri. Ies la iveală cazuri care nu sunt atât de locuri încotro puteți să vă îndreptați cu ajutorul vostru. Cu siguranță, da. Când vei trage linie și îți vei spune ție însuți că acest pariu a fost și el câștigat? E deja câștigat, aș putea spune, pentru că oricum activitatea de charity m-a cucerit. Și nu pot să stau deoparte, așa că, din punctul meu de vedere, pentru planurile care le am pe viitor, e doar o problemă de timp. Nu mă las, pentru că știu că pot, că dacă renunțăm, dacă renunț și eu renunț și altul și altul și altul, atunci chiar că pierdem timpul degeaba. Scoți planul meu. Din jur, scuză-mă, da. Nu uita ce vrei să continui. Vreau să te întreb dacă cumva și scoțienii din jurul tău, cunoștințele tale, s-au implicat în această activitate de charity. Da, am avut câțiva care am mai discutat cu ei și, într-adevăr, ne-au și ajutat. Dar am mers un pic mai tacit, pentru că încă nu avem actele gata. În momentul când avem actele gata și suntem un charity înființat legal cu tot ce trebuie, atunci putem mediatiza mult mai bine oriunde și oricând. Am înțeles. Ați început de la o activitate mai mică, pur și simplu o inițiativă personală. O inițiativă, exact, da. A crescut și vreți să o transformați într-o activitate cu toate actele în regulă. Și cu toate actele în regulă, da. Beneficiați de toate pârghiile pe care le puteți acționa. Da, atunci putem accesa și fonduri pentru charity în viitor și putem colabora cu firme locale, uh-huh, care
Asta e foarte, foarte important pentru noi, să avem actele și în momentul respectiv putem colabora cu firmei care deja au spus că vor să colaboreze cu noi, dar le trebuie documentele legale de colaborare, care ne trebuie, le așteptăm și noi. Deci, pur și simplu, trebuie să treceți la nivelul următor. Asta este exact, ideea. Exact, da. Ideea voastră și ceea ce faceți, activitatea, sunt foarte bune, foarte generoase. Acum, extinzându-se, trebuie să faceți un pas mai departe ca să puteți să desfășurați activitatea cum trebuie. Exact, da. Am înțeles. Deci și scoțieni. Înseamnă că probabil i-a impresionat și pe ei ceea ce au văzut întâmplându-se. Da, le-am mai... Copiilor. Da, le-am mai prezentat unor pozele care le-am făcut și filmulețele care le-am făcut când am fost cu donații în România și au fost foarte impresionați. Au spus că oricând se anunț, ne vor ajuta cu tot ceea ce pot, dar același impediment este actele care... Care vin. Deci care vin, da. E o problemă care vin de rezolvare aceasta. Le-am mai explicat planul meu de viitor măreț cu casele pentru copii și foarte mulți au spus, Ciprian, doar anunță-ne când vrei să începi și o să punem și noi acolo umărul la treabă. Unora le-am propus chiar și o vacanță în România, să organizăm noi grupul de charity, da, și să mergem în anumite zone unde e nevoie de ajutor și să spunem, uite, vedeți, asta vrem noi să facem, da? Să ajutăm copiii ăștia să meargă la școală, să facem o locuințe, prezentare să la fața locului, cumva. Exact, la fața locului. Că așa, filmat sau prin poze, se vede, dar altfel când simți, faci contact cu realitatea. Cum spui tu, îi privești de aproape pe acești copii. Privești de aproape și atunci când vorbești și cu persoanele respective și vezi într-adevăr reacția live, ca să zicem așa. Da. Deci să ținem minte cu toții Romanian Scottish Charity. Acesta. Romanian Scottish Charity is coming. Is coming. Este pusă pe fapte mari. Da, cu siguranță. Și vom realiza multe, din păcate anul trecut cât a fost cu COVID, noi aveam destul de multe activități în plan, să facem oarecum un fel de o activitate oricum destul de ok pentru Paști, cu tradițiile românești de Paști. Vreau și în timpul verii să facem o sărbătoare, un fel de sărbătoare pentru Ziua Copilului. După aia să facem niște activități tot pentru începutul anului școlar, să strângem fonduri, dar cum n-am putut să facem niciun fel de activitate în comunitate, s-au amânat pe anul în curs, sper, restricțiile, să fie tot ok. Restricțiile din cauza acestui virus au dat peste planurile întregii omeniri, dar o să se termine și această etapă din istoria noastră globală și eu sper din tot sufletul și cred că o să revenim la lucrurile pe care le-am lăsat în stand-by, că n-am avut în control. Și să recuperăm timpul pierdut? Neapărat, neapărat. Trebuie. Voi n-am nicio îndoială că așa se va întâmpla, pentru că sunteți un grup de oameni hotărâți, care știți ce vreți. Da, suntem toți tineri, știm ce vrem, drumul nostru la membrii din CRT e oarecum canalizat deja și pe toți ne unește activitatea de CRT. Și vom reuși cu siguranță. Cu siguranță, așa spun eu și îmi doresc să povestim peste un timp de acum încolo, nu știu, hai să nu ne dăm un timp, să nu-l stabilim, așa, în viitorul apropiat, să spunem, să povestim și tu să spui, uite, am reușit, am început să facem, să ridicăm, să construim, suntem tot mai mulți și lucrurile merg tot mai bine.
Corect. Da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc, cu mare plăcere. Și vom mai discuta. O să vă prezentăm pe viitor ce planuri vrem noi să facem, ceea ce am făcut și ceea ce au cazurile care au apărut pe între timp, pe lângă planurile noastre și le-am reușit să le rezolvăm și să ne atingem scopul cât mai bine. Rămâne stabilit. Exact așa facem. Îți doresc succes, vă doresc succes. Mulțumesc pentru povestea de astăzi, pe care sper că o va urmări cât mai multă lume și sper că o să vi se alăture cât mai multă lume, uite, ajungând să vă cunoască. Poate din cei care vor asculta, nu știau toți cine sunteți și cu ce vă ocupați. Cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, Ciprian. Ne vom dezvolta. Ok, numai bine. Mulțumesc și eu. O seară bună.